Exact ce spunea Viorel, o minge pierdută de Giuleșteni care îi putea costa. Minge pierdută ușor, clujenii pleacă pe contraatac. Poate s-a grăbit arbitru Augustus Constantin să fluiere. Credem să că la experiența lui, toată fiindcă este arbitru FIFA, treia să lase faza să curgă și apoi să sancționeze. Se demarcă Anca, spre el pleacă această minge. Meci greu pentru brigada de arbitri. Matei. Măldărășanu, omul pe la care trec majoritatea mingilor atunci când Rapidul atacă. Rozel are un cartonaș galben. Atât ar trebui lui Augustus Constantin acum să ia rând de al doilea. Acum pleacă Matei. În dorința de a surprinde defensiva adversă, Bătoi blocat corect. Corectă intrarea prin alunecarea lui Mărginean. Bine s-a grăbit aici. Bine a jucat Mărginean. Această repriză a recuperat foarte multe baloane din picioarele adversarilor. Aceeași minge ridicată din dorința de a surprinde defensiva clujeană. A apărut acolo Negru. Deposedat corect. Arbitrul Constantin aproape de fază. Încearcă să sprinteze Rozel. Minge trimisă. Nu cred că mai ajunge. Da, n-ajunge. N-ajunge la balon Panin. Augustus Constantin are discuții la marginea terenului, se aruncă din tribună cu obiecte. Jocul este reluat printr-o aruncare de la margine. Se pare că asistentului Ionel Popa i s-a rupt steagul, bățul de la steag. Are o batistă? Ei, pasă pentru Daniel Niculae, n-a reușit nici preluarea, nici pasa spre Burdujean. S-au încurcat unul pe celălalt acolo. Din nou pentru Daniel Niculae. Din nou respinge defensiva clujeană. Același Aștilea. Încă o modificare la Rapid. Ar fi ultima. Da, acum, într-adevăr, se înlocuiește steagul asistentului. Să vedem această schimbare. Iese de pe teren Caramian. Se duce direct la vestiare. Vestiarele sunt pe partea cealaltă. Într-adevăr, Caramian a prins o zi mai slabă. Cred că este Rogerio. Da, brazilianul își face debutul în echipa giuleșteană. Iată-l acum, da, este brazilianul Rogerio, fostul colega lui Timofte de la Boavista. Clujenii sunt cei care alungă de la margine. Berge protejează acolo, mingea șutată dintr-o bucată, pe lângă poartă, făcăliți clujenii de faptul că mingea șterge plasa laterală la acest șut al lui Colasinac. Se vorba de sârbul Colasinac, cel care a expediat acest balon. CFR-ul revine atac pe final de meci. Mai sunt încă 7-8 minute. Orice se poate întâmpla. Iată reluarea acestui șut dintr-o bucată, puțin pe lângă poarta lui Dolha. Bun șutul. Rozel are o incisivitate în plus față de Brunčević, chiar dacă e diferență de fizic. Câștigă din nou Giuleșteni acum prin Bădoi. Practic CFR-ul n-a avut nicio ocazie în această repriză. Nu știu dacă a avut un șut pe poartă. Negru. Măldărășanu. Nu reușește preluarea, încearcă dribblingul. Au cerut hands giuleștenii acolo la intervenția prin nu este offside. Da, nu ridicat de la margine, să vedem. Hai să vedem, nu cred că a fost offside. Cred că îl scotea Rogerio de aici. Rogerio a intrat exact pe partea lui Caramian. Două faze grele, una după cealaltă. Giuleștenii, repet, au cerut un hands la acea intrare prin alunecare. S-a semnalizat offside, nu este nici acum. Anca pleacă de la limita offside-ului. Lângă el îl protejează acolo Maftei. Dribblingul lui Anca în fața lui Dolha. Încearcă centrarea. Balonul rămâne în poziția clujenilor. Mărginean șutează de la distanță. S-a grăbit aici Mărginean. Mărginean s-a grăbit. Avea tot timpul. Iată momentul pasei. Nu cred. Oricum greu de spus din acest unghi. Iată-l pe Rogerio. Pressingul pe care îl încearcă acum clujenii.
Berge, Maftei. Cam 5 minute ar mai fi până la finalul jocului. Pasă lungă lui Maftei pentru Daniel Niculae, stop pe piept al lui Niculae, întoarce pentru Bădoi, șut dintr-o bucată, blocat. Excelent, au pus acolo, cred că Văsâi a fost fundașul stânga. Da, e corner pentru Rapid, din nou se duc fundașii giuleșteni acolo, Constantin, Perge, vine și Negru, rămân în spate numai Rogerio și Maftei. Scapă cu bine cu Jeni din nou, Perge a ajuns în acea parte, este susținut de Stancu, iese de acolo, Stancu trage după el un jucător, Perge faultat și... Cartonaș galben. Cartonaș galben pentru Perge, indiscutabil, el... Nu mai are forță. Da, e terminat. Nu mai are forță. Simțea pericolul care va fi pe defensiva Rapidului la o astfel de fază. Toate schimbările făcute de Răzvan Lucescu. Două schimbări făcute de antrenorul Aurel Șunda. 5 minute plus eventualele prelungiri, vor fi 3-4 minute. Colașinaț. Și acum Perge. Se demarcă Burdujan. Nu, era Negru, da. S-a sufocat serbul Colașinaț. Așa se întâmplă cu jucătorii care intră imediat și după aproximativ 5 minute apare pe acea stare de sufocare. Le trebuie alte câteva minute pentru a ieși din ea. Centrarea lui Bădoi spre Burdujan. Minge recentrată de Burdujan. Oh! Balon scos de pe linia porții la lovitura de cap a lui Daniel Niculae. Uriașă ocazia Rapidului în minutul 87, recentrarea lui Burdujan spre Daniel Niculae și portarul Pâglișan a scos din nou trei faze clare rezolvate de portarul Pâglișan. Cred că Burdujan putea să reia și direct spre poartă, n-am înțeles de ce a mai recentrat acolo. Iată reluarea. Centrează Bădoi, Burdujan greu de reluat spre poartă și Daniel Niculae din 4 metri, incredibil. Centrare, din nou corner, da, mingea a fost trimis cu capul de Niculae Constantin și deviat apoi de un jucător al clujenilor. Final în 5 la Cluj-Napoca. În această seară ne așteaptă un alt meci deosebit, Dinamo Manchester United, Liga Campionilor. Toată etapa de astăzi plus Dinamo Manchester în ediția de mâine a Gazetei Sporturilor. Un nou corner bătut la marginea suprafeței careului de 6 metri, fără probleme pentru Cuclișan. Contraatacul gazdelor. Colașinaț este acolo, se demarcă pe dreapta, Panin. Minge pentru Anca, iese Dolha, riscant bine. Și reține. Totul bine e și Dolha acolo. Măldrășanu. Probabil Anca ar fi încercat un șut din prima cu stângul, dacă Dolha rămânea în poartă. Pasă printre pentru Daniel Niculae, se demarcă în careu Bădoi și Burdujan. Augustus Constantin face joc, face semn că jocul poate continua. Daniel Niculae cere îngrijiri medicale. N-a fost offside aici, Anca singur cu portarul Dolha, își așează mingea pe lângă. Ocaziile Rapidului puteau fi răzbunate în acest minut 89. Cred însă că a fost faul la Daniel Niculae, ar fi de revăzut această fază. Vă dați seama ce ieșea dacă Anca ar fi înscris acum. Anca singur cu portarul Dolha a preferat un șut tare. Iată reluarea. N-a fost offside. No. Singur cu portarul Emilian Dolha. Mingea îi vine bine, suficient pentru un șut cu șiretul. O face, dar undeva la 2 metri de poartă. Garda jos. Ocazii uriașe în aceste ultime 5-6 minute ale partidei. După cronometrul meu, cam un minut până la finalul jocului. 1-1 în continuare, CFR Cluj Rapid și probabil Daniel Niculae nu va mai continua această partidă. Rapidul joacă în 10. L-a schimbat chiar Anca în acest final de meci. Omul care a marcat golul clujenilor. Intră un apărător. Aplaudat Anca. Evident, este jucătorul care a înscris în poarta Rapidului. Putea fi erou dacă înscria așa. Dacă înscria acum, da. Măldărășanu.
Până la urmă e bun și 1-1 același scenariu pentru CFR, care a avut o singură ocazie, repriza a doua aceasta, dar una prin care una și bună putea obține toate punctele. Maftei, Daniel Niculae a revenit, Burdujan a făcut schimb de locuri, Maftei din nou, Stancu este liber, cu noroc ajunge mingea la el, are doi adversari în față, nu poate centra, îi întoarce pe amândoi, balon trimis de Văsăie în afara terenului. Și în această fază se observă starea de oboseală a rapidiștilor, uitat, nimeni nu se duce la primire, abia acum ajunge Burdujan. Burdujan se descurcă bine, dar nu reușește centrarea. Poate cea mai mare ocazie a Rapidului a aparținut lui Burdujan. Mărginean pe post de vârf de atac. Clujul a sacrificat complet faza ofensivă. Rapidul a fost clar echipa mai tehnică, echipa care s-a văzut că are mai multă dorință de victorie, sau nu neapărat dorință, dar are mai multe argumente în favoarea ESA. Pe de altă parte însă Clujul a compensat prin dăruire. Suntem în prelungirile partidei, 1-1 în continuare. Aruncă de la margine brazilianul Rogerio. Nici nu s-a văzut de când a intrat. S-a întâlnit cu mingea, Măldărășanu. Deja clujenii nu mai țin niciun om undeva la marginea terenului, așa cum stătea Anca. Decizie luată de antrenorul Aurel Șunda, centrare în careu, fără probleme pentru Cuglișan. Clujenii se uită la ceas, așteaptă trecerea timpului pentru a obține un punct nesperat în fața Rapidului. Schimb de pas între cei doi portari, Augustus Constantin își consultă cronometrul, au fost făcute 6 schimbări. N-am văzut de la margine minutele de prelungire. Pentru Burdujan a respins acolo Alicković, Moldărășan. Astea sunt semne de oboseală. Reprielele sunt mult mai pronunțate decât de obicei. Trece pe sub minge Perja, suficient pentru o preluare a lui Rozel. Urmarea oboselii și s-a văzut în jocul Rapidului și faptul că nu s-au mai respectat exact sarcinile de joc. Au dispărut Rogeri, practic posturile. Bine, e final de joc și riscă orice, da. Nu mai există nicio idee, nu mai există nimic. Va fi o lovitură liberă pentru că a intrat cu talpa acolo negru. Una din ultimele faze ale acestei partide. Augustus Constantin se uită din nou la ceas și clujenii sunt pe punctul de a încheia un egal în fața Rapidului după ce au câștigat primul meci de la revenirea în divizia în fața Politehnicii Timișoara. Din nou Rogerio. Negru, Măldărășanu, Maftei, un ultim atac poate, pleacă Maftei și lasă un loc liber în defensivă, lasă avantaj acum arbitrul Augustus Constantin, Măldărășanu, Rogerio, încearcă să ridice mingea pentru Burdujan, scapă cu bine din nou Clujeni. Da, este fluierul de final al jocului. CFR Cluj, Rapid, 1-1, scor final. Primele puncte pierdute de Rapid în acest sezon după două victorii cu Polia și Steaua. Rapidul se împiedică aici la o nouă promovată, CFR Cluj. Gazdele au deschis scorul, iată statistica acestei partide. De ce a fost frică lui Răzvan Lucescu? N-a scăpat. Să nu uităm că la Iași putea să fie același lucru dacă se... Exact, a salvat Dolha acolo. Sigur. Rapidul pare să nu aibă rezerve la nivelul titularilor după ieșirea lui Ilieș și Sabin Ilie. Jocul a scăzut. Au fost, culmea, ocaziile mai mari după aceea. Cele mai mari ocazii le-a avut Rapidul în repriza a doua, în ultimul sfert de oră. N-a mai existat însă forță pentru a presa defensiva. N-au mai existat acele mingi peste apărare din prima repriză, cu toate că CFR-ul a jucat și partea a doua cu apărare în linie care teoretic putea fi ușor surprinsă. A facilitat foarte multe situații în fața porții apărarea în linie. Situații de care rapidiștii n-au reușit să profite. Facem o scurtă trecere prin studioul de la București, după care vom reveni pentru a încheia transmisiunea aici la Cluj.